Nicolae Ceaușescu. Dragi compatrioți. Ion Iliescu. Stimați cetățeni ai României. Emil Constantinescu. Dragi compatrioți. Ion Iliescu se întoarce. Dragi concetățeni. Traian Băsescu. Bine ne regăsim! Istoria modernă a României poate fi scrisă foarte bine și din mesajele de anul nou ale președinților țării. După ani îndelungați de acumulare a unor profunde tensiuni sociale, o veritabilă explozie a nemulțumirilor și mâniei populare a obligat dictatorul să fugă. După Ion Iliescu, în ultimele secunde ale anului 1996, pe ecranul televizoarelor apărea o nouă figură. Mai avem multe de făcut. Drumul spre construirea unei economii sănătoase va fi greu și chiar dureros. A plecat Constantinescu, s-a întors Ion Iliescu. Doi ani la rând nu s-a bâlbâit, dar incredibil a spus exact același lucru, cuvânt cu cuvânt. Sărăcia, corupția, birocrația, violența în societate sunt rele care trebuie combătute cu toată fermitatea. Sărăcia, corupția, birocrația, violența în familie și în societate sunt rele care trebuie combătute de fiecare dintre noi cu toată fermitatea. Odată cu Traian Băsescu, seria mesajelor prezidențiale de anul nou capătă o altă semnificație. Un singur lucru au în comun cei patru președinți. La mulți ani! La mulți ani! Și la mulți ani! La mulți ani!